Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, data asta sunt super hyped să vă arăt ceva foarte, foarte mișto, de aceea avem un unboxing ceva mai special astăzi, pentru că odată cu campania asta foarte șmecheră de la PlayStation Days of Play, unde se fac tot felul de reduceri, inclusiv la console și accesorii, Ei bine, am reușit să fac rost de cel mai tare accesoriu pentru PlayStation 4 și vorbesc despre PlayStation VR. Și astăzi o să facem un micuț unboxing, iar mâine o să testăm probabil Gran Turismo cu PlayStation VR. O să fie super, super tare, abia aștept să fac videoul ăla și să vă arăt cât de praf sunt eu la jocurile cu mașini, în special jocuri cu mașini în VR. Așa că hai să ne pierdem timpul și să îi dăm bătăi! În primul rând avem Ditai cutia aici, pe care o să încerc să o deschid într-un fel încât să nu-mi pălesc microfonul pe aici, o să auziți un scârțit sau ceva, și o să vedem că suntem mai suntem întâmpirați de încă o cutie care are tot felul de jucării înăuntru. Probabil, după cum observați, are un micuț PS PlayStation 4 Pro aici. Glumesc, este un receiver. O pereche de căști, de aia parcă sunt de la wireless, și o tonă de alte cabluri. Așa că hai să deschidem și minunăția asta de aici și opa! Până suntem întâmpinați de un manual pe aici, și avem un manual scris în ceva poloneză probabil, dar nu prea, nu știu, are poze. Vedem, are poze, are ceva poze, îți arată cum să le instaleze. Bine că are poze, știi, adică noi ne putem înțelege cu pozele, nu avem nici treabă de genul ăsta, o să-l dau deoparte. Aici avem o descriere de PlayStation World VR, nu vă obosiți să folosiți codul, e folosit deja, l-am folosit, țapă. Da, trebuie să deschid cutia înainte ca să văd ce e înăuntru, că să nu fiu de adept pămpălău și să mă asigur că nu sunt coduri. Bine, doar mai mult să mă uit că nu sunt coduri ca să nu trezim cu vreo surpriză. Dar oricum nu contează, că video clar o să apară după ce folosesc codul. Avem aici niște manuale pe care probabil mulți dintre voi nici nu o să le citiți, mai mult ca sigur, deși eu le mai citesc din când în când, că nu am probleme. Avem o micuță lavețică aici pentru a șterge lentilele și toată aparatura, dar în special lentilele, uite, vedeți, screen cleaner. Sper că se vede mai bine unboxing-ul acum că folosesc ceva lumină venită de lângă cameră și o să arate ceva mai decent. Ignorați tot ce se întâmplă prin background, aia e cald, trebuie să-ți înveți la toată pornit și hai să vedem ce găsim aici. În primul rând, cred că o să încerc cu lucrurile mai mici. Vorbim de un cablu micro USB, la fel ca cele uzuale pentru telefon și controller. Dăm deoparte. Avem una bucată cablu HDMI, nelipsitul cablu HDMI pentru orice situație, în special consola PlayStation vine cu un cablu HDMI. Să încerc să le las așa încât să le știu că sunt de la PlayStation VR, că după aia o să am probleme. Aici, o să dăm asta la o parte pentru că o să o vedem după. Aici avem și alimentarea, cablu de alimentare, care se leagă cel mai probabil cu acest brick. Aici, tot așa pentru alimentare. Deci PlayStation VR are nevoie de sursă separată de alimentare, cred și eu, pentru că consumă destul de mult. Aici avem o PlayStation camera, care o să încerc să o scot imediat. Arată mult mai diferit față de camera normală de PlayStation și văd că vine cu un fel de, cum îi spune, cu un fel de suport. Foarte, foarte interesant suportul ăsta. O să încerc să scot și pe ăsta să-l vedeți mai clar. Și ăsta este un suport, camera o pui frumos aici și după aia poți să o aranjezi cum vrei tu, în orice poziție, oriunde vrei tu și chestii genul acesta. Foarte, foarte mișto, îmi place suportul ăsta, mi-aș fi dorit să am un asemenea suport pentru camera web. Și ultima, dar nu cea de urmă piesă de aici, avem micuțul PlayStation 4 Pro. Glumesc. Este receiverul și cumva creierul pentru acest kit de VR, după cum bine vedeți aici. Are tot felul de porturi de intrare, de alimentare, de conectare, vedeți, avem HDMI-urile aici, micro USB-ul aici și asta probabil este alimentarea. Iar în față avem niște porturi mai speciale care vin cel mai probabil de la PlayStation camera și de la cască. Cine știe exact, încă nu știu cum se instalează acest kit, așa că nu o să vorbesc ca și cum aș ști. Clar, așa că o să vorbesc ca și cum nu aș ști și cum aș da cu presupusul. O să încerc să îndepărtez această minunată cutie de aici pentru a arăta cel mai important lucru din acest kit. Oh, stai, mai era ceva aici. Sunt orb. Am uitat de căști. Aparent avem și căștile de la PlayStation VR. Foarte mișto căștile astea gândite, cum am spus, seamănă puțin cu alea wireless și le putem folosi acest scop. Și avem casca de
PlayStation VR, care arată, sincer, arată foarte bine și se simte foarte bine finisată. Îmi place cauciucul ăsta de aici, foarte, foarte moale și plăcut la atingere. Mă întreb, cred că toate astea se aprind pe aici, aceste dungi și nebunii de genul acesta. Și cred că ăsta e buton de reglare sau de reset al imaginii. Da, uite aici, banda asta poate fi reglată, pusem pe buton. Învârți puțin de asta și poți să lărgești puțin sau să strângi mai mult din cască încât să stea bine. Văd că aici la NASA ai ceva protecție de cauciuc foarte, foarte bine gândit acolo și aici probabil e un mini difuzor și buton de on-off. Dacă vrem să dăm drumul la cască. Dar e bine mai bun, cam asta aș tot pe acest video. Dacă vreți să aflați mai multe despre campania asta de reduceri de la PlayStation, aveți link în descriere, se cheamă Days of Play și mi se pare că vine și o ediție specială de PlayStation 4, mă refer ca și culoare și design făcută special pentru campania asta. Și mâine o să ne auzim, probabil, sau poi mâine o să ne auzim cu un video special de VR, așa că țineți-vă bine să-l vedeți pe Bobiță conducând cu VR și făcând tot felul de stupizenii pe acolo, ok? Hai, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!